Elevele antrenoare Mihaela Voivod au avut parte de un adversar dificil la prima reprezentație din campionat, dar cu toate acestea au evoluat de la egal la egal în unele momente ale jocului cu mult mai titratele jucătoare de la București. Până la urmă, CSM a câștigat cu 3 la 0 pe seturi la 20, la 21 și la 22, într-un meci în care cea mai bună jucătoare din tabără adversă a fost Roxana Baxiș, care a realizat 16 puncte. De partea cealaltă, cea mai eficientă jucătoare de la unic a fost Andreea Marin Iliescu, care a reușit 17 puncte. Pentru gazde au mai reușit Sorina Buz, 8 puncte. Daniela Lupescu 7, Ana Hambele 6, Alexandra Pintea și Andrea Bulai câte două și Andreea Munteanu un punct. Libero la Unic a evoluat Andra Ciucu. Unic s-a mai întărit cu o jucătoare în această săptămână. Este vorba despre Iuliana Matache, sportivă împrumutată de la Știința Bacău și care a evoluat și sezonul trecut pentru echipa lui Mihaela Voivod. Fetele de la Unic au rămas fără puncte după primul meci oficial, iar Sâmbătă vor evolua în deplasare cu vecinele de la Știința Bacău. În celelalte jocuri s-au consemnat rezultatele. Rapid București Universitatea Cluj 1 la 3, Dinamo București Alba Blaș 1 la 3, Penicilina Iași CSM Târgoviște 0 la 3, CSM Lugo Știința Bacău 2 la 3 și Municipal Craiova Medicina Târgu Mureș, 0 la 3.